Părinții, elevii și cadrele didactice pot studia în această perioadă ofertele prezentate la Târgul Gaudeamus Carte Școlară 2015, organizat în Parcul Cismigiu. Doritorii pot achiziționa de aici diferite manuale, auxiliare școlare, precum și alte materiale didactice destinate atât studiului individual, cât și activității în clasă. Tot aici pot fi găsite sute de titluri din bibliografia școlară, din literatura română și universală, lecții interactive pe suport multimedia, precum și cele mai recente apariții editoriale. Cumpărătorii sunt așteptați până pe 27 septembrie, între orele 10:30 și 19:30. Principalul obiectiv al Târgului Gaudeamus Carte Școlară este acela de a reuni oferta completă de manuale, de auxiliare și materiale didactice. Cui se adresează acest târg? În principal elevilor care au început anul școlar acum, cadrelor didactice care pot studia oferta editurilor în ceea ce privește manualele alternative și, bineînțeles, colegele care le vor propune elevilor, cursurile de limbi străine, toate materialele care sunt implicate în învățământul nostru. Cei care vin la târg sunt potențial vizitatori sau potențial cumpărători? Cu siguranță sunt cumpărătorii noștri, pentru că au aflat de acest târg cu mulți ani înainte. Suntem la 13-a ediție și deja elevii și profesorii știu că începe târgul de carte școlară, pot să vină să-și ia tot ce le trebuie pentru școală. Este un târg de carte școlară interesant, cu o varietate mare de titluri pe toate domeniile necesare elevilor și la niște prețuri acceptabile, să spunem. Nu am mai fost, mi se pare bine amenajat și în rest găsești tot ce trebuie. Sunt prima dată la acest gen de târg și mi se pare o inițiativă foarte bună. De ce? Mulți elevi caută manuale, caiete. Am venit pentru că îmi caut cărți de a 11-a, că nu se mai dau și nu am găsit deocamdată. Și mi se pare o sursă foarte bună de achiziționare pentru manuale. Organizatorii vă invită și anul acesta să aduceți la târg volumele care vă prisosesc. Acest proiect a luat naștere în anul 2010, în principiu, sub acest nume, Cărțile se întorc acasă. Târgurile Gaudeamus colectau de ani de zile cărți de la public și de la editori sub numele de Coșul Târgului. În anul 2010 am găsit o altă țintă. Ne-am gândit că sunt foarte multe biblioteci care nu au primit finanțare pentru achiziția de carte și atunci am zis că venim în întâmpinarea lor să-i ajutăm să aibă în bibliotecile lor un număr mai mare de cărți. Iar, pe de altă parte, vizitatorii noștri au expus că mulți au moștenit biblioteci sau își schimbă cărțile cu publicații noi și ar dori să le doneze cuiva și nu știau cum să procedeze. Și ne-am gândit să facem acest proiect, cărțile se întorc acasă, se întorc la bibliotecile unde este nevoie de aceste cărți și nu sunt bani să se achiziționeze cărți noi. Pe parcursul ultimilor 5 ani s-au strâns peste 115.000 de volume provenite din donații. Cărțile au ajuns în 260 de biblioteci publice și școlare din mediul rural. Evenimentul reunește peste 70 de expozanți și peste 26 de standuri, cu oferte pentru toate gusturile și toate buzunarele, iar participanții provin de pe întreg cuprinsul țării.